Auzi, mașina de spălat. E dereglată. N-are voie să facă așa, că e din aia specială. Ăștia bate aici la garaje. Auzi, vezi? Mizeria de aici n-o dus-o. Vai de capul și de zilele lor. Uită-te, de-i văd să vedeți ce urmează. Sun la taxi, că trebuie să plec la avocat. Uitați-vă, bună, ce fain câine. Nici e mare. Ai de capul meu. Ăsta nu-i câinile ăla mic cu care umblai? Așa-i? Nu, e la mamă, ce mare-i să mor eu dacă nu. Vezi, poate mi-l de ochi. E mândreață. Poate mi-l de ochi. E mândreață să mor eu. Ai, 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 ai. Dar ălalalt? Ălalalt e în casă. Da? Și se înțelege cu ăsta? Sigur, ca tu s-a cu jungiu. Cum să se înțeleagă? Ceau. Cum să se înțeleagă dacă... Chietata! Să sperie câinile. Ai ăsta când a fost mai mic, ai grijă că vine mașina. E taxiul meu. Oamenilor, mi-a venit și taxiul la consulat. Nu consulat, cum îi zice, ambasadă. La asta a noastră, unde se fac pașaportile. La pașaporti. La pașaporti. Am onoarea să duc un domn într-adevăr. Mulțumesc. Deci, prietenilor, uitați-vă cum după atâta timp de când s-a terminat emisiunea aia Puterea Dragostei, adică s-a terminat etapa aia, unde a fost și băiatul meu fără să participe la niciun din ăsta înainte să dea un examen de prestanță, de ceva, înțelegi, l-a luat, da, cum să nu-l primim, nici nu se discută, băiatul lui Nelson, ca păi aranjăm noi situația. Uite cum după atâta timp trebuie să rup birourile avocaților, să rup treptile tribunalelor pentru simplu motiv întemeiat cum că am distrus numele acelei individe care în emisiune a fost prietena, iubita băiatului meu. Bineînțeles, până să ajungă băiatul meu acolo, ea a fost iubita lui Jador, Mocanu, Iancu, Benone ăla sau cum, prietena, iubita, care se bate acum la RXF, Bohocioiu, mai era încă unul, None, deci mai mulți, Barâș, mai mulți. Și eu totuși am crezut că va fi doar un joc de teatru. Nu mi-am dat seama că fiind tânăr te îndrăgostești. Chiar dacă e la stradă. Eu am cunoscut pretine, taximetristule. Crezi că am cunoscut oameni care au mers la stradă la o femeie de 4, 5, 6, 7, 8, 10 ori și până la urmă au luat-o de muiere? Deci dragostea îi sensul cuvântului din melodia lui Sandu Ciorbă, e ca și o râie, te mănâncă și încălcâie. Și prietenilor, au spus că i-am distrus numele, că am făcut-o de tătă minunea, pentru că am făcut-o acum să vă spun eu, dacă au apărut clipurile alea unde e, făce filmile astea, când Oianu fostul ei iubit a spus treaba asta, dar îmi face așa, dar îmi face așa, și eu zis, tu știi că cum
așa eu, 1000 de femei nu au. Înțelegeți? Și eu m-am dus pe premiza acestor filmulețe și am disperat că o vrut să intre în familia mea. Cu ce-ți devină oameni? Mi-am apărat familia. Domnule, cunoști cazul, v-ați uitat la emisiunile astea? Adică m-am uitat, nu... Da, crezi că e posibil să-ți dea instanța 300, nu știu, 300 sau 350 de milioane despăgubire și bonus să-ți ceri iertare și scuze public? Ui, ei? Da. Pentru că, ce, eu denigra numele sau ce? Dar domnule, eu nu i-am demigrat numele, că dacă tu ești taximetrist, poate eu spun o dată sau de două ori, domnule, suntem în trafic, domnule, dă-te la o parte și n-auzi. Nu mă sta. Tu ce trebuie să strâng eu către tine ca să mă auzi? Taximetristule. E drept? Da, da. Bine, și el odată în tribunal pe el? L-a dat în tribunal și pe el, dar și pe mine. Dar nu e, că nu iei capul acestor. E hoșca aia bătrână care și ea la rândul ei are tot așa filme. O depistat-o, o întrebat-o ăștia, o fost la Denisa Rifai. Bine că Denisa Rifai face parte din aceeași emisiune, Canal D, și atunci o să dai seama că nu s-o mânca de ele una pe alta. Dar i-o pus întrebarea, că a fost de așteptat, publicul aștepta. Cum ai acceptat? Și-o zis că, nu știu, t-o semnat un contract fără să-l citească și când ăsta o trebuie să se dezbrăce golă. No. Înțelegi? Oricum, vede copiii ei, copilul ei, vede colegii ei de clasă, îți dai seama că copilul ăla se rușinează, să mama, auleu. Ea are copil? Sau ce? Are un copil cu... Ea a participat la emisiunea Burlăcița. A fost ea între vreo, nu știu câți bărbați. Și îți dai seama că ea a trebuit să atingă pe fiecare bărbat să cumpărți ca să vadă care o cucerește, fiecare merea la ea. Da, să o provoace, era acolo pe o cazermă din aia. Da, da. Înțelegi? Și problema era că primea nu știu cât 100 de mii de euro la finalul emisiunii, dar trebuia să stai cu ăla, nu știu, 6 luni de zile sau un an. Să facă cu... Da, nu, numai așa. Și o rămas gravidă, îți dai seama că părinții la băiatul ăla, exact cum am fost eu la copilul meu. Băi, omule, tu nu ești normal, tu n-ai văzut. O prins-o ea, o făcut aia așa, așa. Și plus că după aceea s-a depistat că o făcut și ea filme din ele. Adică o avut contract să facă Playboy. Bun, poate sunt și altele, că eu am primit o groază de mesaje, Nelson, oricând. Uite, ce s-a întâmplat până să ajungă ea acolo, până să facă ea acolo. Înțelegi? În fine, nu mă interesează cam deodată. Dar ea nu-i pe la Canal de acum. Ba da. Am zis că face emisiuni. Ba da, pe ea tot cu emisiunea asta-i. Puterea, înțelegi? Aha. Deci eu, Doamne feris, toate acum nu știu, dar în cadrul ăla când a fost copilul, deci, domnule, eu cunoșteam trei care au fost la produs. Și când le-am văzut acolo era să decedez. Da. Bun, dar uite-te că i-am spus la copil, mă, hai, mă, te rog, hai acasă acum. Nu că trebuie să câștigi premiul, nu-l câștigi tu premiul ăla că vrei tu. Îl câștigi pentru că ți-l dă ei ca să urmărească altceva. Zic că îți dă 10.000 de euro, auzi ce am zis, îți dă 10.000 de euro, din aia strage 21% plus așa rămâi cu vreo 7.000. Hai acasă că eu îți dau 10.000, urcă din pavion. Lasă-i acum așa, că n-o să poți să te bucuri de trofeul ăla în viața ta. Pentru că trofeul ăla l-ai câștigat cu una care are filme pentru adulți. Da, eu fost dragă. Eu, da, da, plânge, e drept că plânge după ea. El zice, nu-i drept că facem teatru. N-ai tu. E altceva, nu. Era teatru. N-ai cum să fac, dar pe el ai văzut-o vreodată să plângă după el? Pe ea n-am văzut. Dar l-a îmbârligat de multe ori acolo și l-a lăsat. Îl făcea ea fetiță, Liviana și din alea. Înțelegi și eu auz. Crepa inima și ficat-o mine acasă. Da,
Da. Înțelegi? Și acum așa, nu pot să-mi dau seama ce complet de judecată. Eu acum am 20 ani proces. Nu mi-a dat voie nici să vorbesc și mi-a dat să plătesc despăgubiri și să-mi cer scuze public. Eu am zis public îmi cer scuze. Da, bani de ce? Da, bani. Bani îți spun eu. El a primit total 300 de milioane. Exact. De la emisiune? Da. Exact suma asta. Am ajuns? Imediat. Exact suma asta o cere. Și acum am, uite, de atunci de când a ieșit din emisiune, mă plimbă prin tribunal, mă plimbă la avocat, că normal nu un avocat știe inima mea. Nu un avocat știe să vorbească, eu știu să vorbesc, dar uite că te obligă, că dacă n-ai avocat, înțelegi? Și, da, și completul ăsta de judecată, cum am zis, bă, oamenii ăsta nu-i furs o tâlărie. Asta e o chestie de familie. Ca să poți să judești tu cazul ăsta, doamna președintă, trebuie să urmărești de la început emisiunea, păi, pas cu pas, să vezi ce s-a petrecut, să vezi cum au decurs treburile și atunci... Atunci îți dai cu părerea. Până atunci înțelegi? Deci, ce? Nu știu la cine să ajung, dar cred că o să ajung la Haga și o să iau pentru toată munca asta, mie mi-au căzut banii pe tema asta, că lumea au crezut. Da. De s-o ajuns până acolo să zică că eu am pus filmulețele alea. Omule, îți dai seama, eu habar nu avem de ele. Și am spus, aia se poate demonstra de pe ce server au plecat, de pe ce, normal, înțelegi, undeva, din nu. Ce zonă au plecat, de pe ce ID s-o dat. Și eu spun, alea filmulețele, tot ei le-au pus. Tot hoșca asta bătrână. Pentru că într-o emisiune din asta când mergi, nu se poate să mergi numai așa de pe stradă. Cine ești? Vasile Gheorghe. Îți ia tot curriculumul și când îți bate poza acolo, este un program care de când ai postat tu prima dată, chiar dacă ai șters jos, rămâne registrat. Rămân acolo. Bineînțeles. Înțelegi? Oricum, și în cazurile astea, îs programate de sus de la Dumnezeu, dar sunt mai multe năcazuri. Și zice, măi, omule, tu ar trebui să ai năcaz, ia să-ți vezi, că putea să-mi dai un năcaz să stau vreo 3, 4, 5 ani pe pat. Sau să stau pe vreo pușcărie sau pe vreo spital. Și așa ia să te plimbăm noi pe încoace încolo, un pic mai prins de experiență de viață și în fine, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce îmi dai, îți binevenite, înțelegi? Și bune și rele. Și bune și rele, dar uite-te că mi-a dat Dumnezeu și un diabet. Au. Înțelegi? Asta-i. Eu care chiar am clip, prietenul meu a venit înainte de să se întâmple emisiunea asta cu vreo două luni și mi-a luat diabetul, 95 avem, tensiune nimic, tot eram în bună regulă. Prietenilor, ne auzăm după ce ești de la avocat. Oricum, prietenilor, dacă nu avem eu procesele, când umblam eu pe străzile astea pe jos? Ia uitați-vă, pe zona asta nu umblam niciodată. Și de acolo trebuie să mă duc la restaurant, de acolo la Adi Steakhouse, că mi-am uitat bluza de training la restaurant. Vedeți? Trebuie să mă duc la avocat, vin mașinile, ne lovește, trebuie să fim atenți. Ora 10:30, la fix ajung. La 10:30 am programare, că nu pot să vii la pașaport. Am zis la ambasadă, tu le-ai ce faine de ale cu floarea soarelui are. Așa mi-aș pune și eu. N-areți în America? Ha! Vedeți-i? Atăți-ți la pașaport. Ia-ți! Da. Ce-ți? Vedeți? Și am ajuns la avocat. Ioi, ce bine îmi pare. În grădina am o floare. Ploaia o va crește mare. Îți rajeți? Domnilor, cam așa stă situația. Bonus, la urmă, au zis că eu am pus clipurile.
Eu am urcat clipurile în capa și Dumnezeu. Și l-a adus și pe ăla, nu știu de unde, de pe la Oțelul, martor. E la Oțelul. Înțelegi? Pe spriții ăla. Nu știu cine și ce. Nii măicuțele, am ieșit de la avocați. Înțelegi? Nii măicuțele au grijă la grădiniță de copii. Ce tare să mor eu. Măicuțele, bă, îți dai seama ce grădiniță privată e asta? Așa ceva mai rar, Doamne ajută. Mă, ce mândre-i casa aia, mă, ce-mi place, mă. Nii, mă, nu mi-o dat Dumnezeu și mi-o bucurie așa în ea de mare, mă. Să locuiesc și eu pe stradă din asta. Uitați-vă, să am și eu bani așa de mulți, ca și ăștia. Nii, ce că s-au. Nii, numai... Chie, tata. Nu mi-o dat Dumnezeu și mi-o bucurie să am casă pe aici. Ce că spai? Da. Oameni buni, îți grele un pic. Îți grele că oamenii ultima spărie de gonga din în casă. Wow, ăsta e Harley Davidson. Honda. Wow, so. Yo. Ia uitați-o. Am vălat. Grele astea, oameni buni. Ne. Gata, și de aici merg la The Steakhouse să-mi iau bluzi. Da, mă, să revin la nenorocire. Deci oamenii, e greu, nu? Pentru că așa pune botul. Dacă cineva zice ceva rău, repede. Bun, și așa se face și în astea, când iasă oamenii în stradă, sunt instigatori între ei. Și îi pune și oamenii naivi, înțelegi? Reacționează. Nu-și dă seama. Și mai târziu, când își dă seama de greșeala care au făcut-o, le-i rușine să recunoască. Înțelegeți? Deci, voi oameni, Adi Steakhouse. Mă, nu știu dacă e deschis să-mi iau bluza. E mândreață. E închisă, ba, e deschisă porta. Ia. Nu, nici ce frumos e. Grădină, salut. E deschis? Da, e la duș. Păi, mi-am uitat o bluză, e training. A, ieri? Da. Bal mai nu meu, mă. Înțelegeți? Cumpărat din Dubai. Din Dubai. Acum unde mă duc eu la taxi? Trebuie să trec acolo pe partea alaltă. M-aș duce și pe-n centru un pic. Ia. Să vedem ce e. Vezi? Dar nu văd ce am de făcut în centru. Nu văd.